multe din pălăriile vechi ale juniilor tine au tricolorul căptușeala pălăriei. Junii bătrâni, Hristos a înviat! Din organizația junilor bătrâni, care are origini comune cu cea a junilor tineri, fac parte bărbații căsătoriți din zona Petocine. Junii bătrâni poartă costum identic cu cel al junilor tineri, dar fără panglici la pălărie, fiind și aceasta o dovadă a originii comune a celor două grupuri. S-au constituit ca grup sub numele de junii bătrâni în anul 1877. Intră în piața sfatului junii curcani, Hristos a înviat! Compania s-a format în anul 1879 din rândul bărbaților căsătoriți care locuiau pe coastă. Numele de curcani corespunde companiei omonime acoperită de glorie în războiul pentru independența României de la 1877. Aceste căciuli amintesc de cea a lui Mihai Viteazul. De altfel, steagul actual conține pe o parte chipul marelui voievod Mihai Viteazul și pe alta un june curcan, iar pe suportul de steag numele membrilor încrustat în plăcuțe metalice. Și intră acum în piața sfatului junii dorobanți, Hristos a înviat! Junii dorobanți au funcționat împreună cu junii curcani din 1879, dar s-au separat de aceștia în 1923, devenind grup distinct. Păstrează pe actualul steag al companiei lor imaginea unui erou de la 1877, descris de Vasile Alexandrin în poezia Dorobanțul. Intră în piața sfatului acum junii brașovecheni, Hristos a înviat! Această companie s-a constituit în anul 1922 din juni căsătoriți români din Brașovul Vechi, ca semn al trăirii istorice comune cu românii din șcheii Brașovului. Să aplaudăm pe junii brașovecheni pe care i-am văzut dimineața de vreme urcând spre Piața Unirii. Hristos a înviat! Intră în piața sfatului acum junii roșiori, Hristos a înviat! Fondată în 1908 prin desprinderea din rândul junilor albiori, compania junilor roșiori încorporează bărbați căsătoriți de pe Cacova. În procesiunile festive, junii roșiori poartă cămașă bogat brodată cu motive populare și mii de paiete din argint aurit, încinsă cu șerpan, cusut cu mărgele și fluturi aurii. Laibărele din dinia albă, cusute cu ibrișin negru, sunt împodobite cu găitane, pe care vătaful îl poartă pe umărul stâng, iar ceilalți juni pe umărul drept. Caracteristica lor, de unde și numele, este portapul de roșior cu popon roșu, Hristos a înviat! Se pregătesc să intre în piața sfatului. Junii albiori, ultimul grup de juni, în ordinea în care au defilat. Și le spun Hristos a înviat! La fel ca traseul și ordinea în care au intrat în piața sfatului, este una strictă. Numiți din vechime oialt, deoarece costumul lor era alcătuit din veșminte albe, junii albiori sau junii naționali albi s-au constituit în anul 1860, majoritatea membrilor făcând parte din breslele măcelarilor și negustorilor din șcheii Brașovului. Părăsesc piața sfatului junii albiori.